noștri. Ramona ne dă vești, e tot cod și astăzi, plouă și astăzi. Bună dimineața! Bună dimineața, dragilor! Într-adevăr, se pare că harta rămâne în continuare colorată în galben. Acest cod vine cu instabilitate atmosferică temporar accentuată, cu norări și averse ce vor avea caracter torențial și frecvente descărcări electrice. Vor fi intensificări de scurtă durată ale vântului și pe arii restrânse, grindină și vijelii. Cantitățile de apă înregistrate vor depăși 20-30 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse 40-50 de litri pe metru pătrat. Mergem în Maramureș, unde vremea nu dă niciun semn de îmbunătățire. Vom avea același cer acoperit de nori, va ploua pe tot parcursul zilei, iar temperaturile nu vor depăși 23 de grade în Baia Mare și 24 de grade în Satu Mare. Ploi sunt anunțate astăzi și pe teritoriul Crișanei, nu vor lipsi intensificările vântului și descărcările electrice. Maxima zilei nu va depăși 23 de grade nici în Oradea, nici în Arad. În Banat ne așteaptă o nouă zi cu precipitații, fenomene electrice, vânt și temperaturi sub normalul perioadei. Vor fi 22 de grade în Reșița și 24 de grade în Timișoara. Ziua de joi aduce în Oltenia ploii, intensificare ale vântului și posibile căderi de grindină. La capitolul temperaturi stăm puțin mai bine și vom înregistra 24 de grade în Râmnicu-Vâlcea și 27 de grade în Drobeta-Turnu-Severin. Vremea în Transilvania pare desprinsă din poeziile lui Bacovia, cu nori, ploi și temperaturi mici față de normalul perioadei. Maximele de astăzi vor fi cuprinse între 21 de grade în Miercurea Ciuc și 24 de grade în Alba Iulia. În Moldova se anunță instabilitate atmosferică accentuată, cantitățile de precipitații vor fi însemnate, iar vântul va avea intensificări în timpul ploilor. Valorile termice de astăzi vor urca până la 23 de grade în Suceava, 22 în Piatra Neamț și 26 de grade în Bacău și în Iași. În Dobrogea va ploua în reprize, dar este posibil să vedem și un soare timid printre nori. Temperaturile de astăzi vor ajunge până la 24 de grade în Constanța și 26 de grade în Tulcea. În Muntenia vor fi momente în care va ploua torențial, dar și scurte perioade în care se va arăta soarele. Temperaturile maxime se vor încadra între 23 de grade în Pitești și Târgoviște și 26 de grade în Brăila. În capitală vom avea reprize de ploi torențiale ce vor alterna cu apariții timide ale soarelui. Maxima zilei nu va depăși 24-25 de grade. Chiar dacă în calendar este vară, nu pot spune același lucru și despre vremea de afară. Sunt zile pline de precipitații, instabilitate atmosferică și chiar vijelii. Mai stăm așa o perioadă, dar în curând se va instala și soarele mult așteptat. Cam atât despre vreme. Momentan eu vă doresc o zi excelentă. Răzvan? Mulțumim tare mult!